Prasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, vizitează zilele acestea comunitățile românești din regatul Danemarcei. Ierarhul a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în Biserica Parohială din Esvia, după ce ieri a slujit la Rinchiobing Schern, unde a botezat cinci copii și un adult, iar seara a săvârșit slujba privegherii în Paraclisul Mănăstirii de Maici din Icast. Cu mare emoții și bucurie am revenit în mijlocul frăților voastre și l-am botezat pe Efrem Petru, pentru care a mărturisit părintele paroc Claudiu și doamna preoteasă Aurora, ieri în vecinătate, la Rinchio Bing Schiern, am botezat cinci copilași și un adult care provine dintr-o familie neoprotestantă, iar după taina botezului, pe acest tânăr care s-a îmbrăcat în Hristos, l-am și cununat cu aleasa inimii sale. Totodată, în regatul Suediei, am botezat un copilaș, primul născut în familia unor tineri drept măritori, tatăl este convertit la ortodoxie, iar mama este creștină, ortodoxă, româncă. Totodată și la Oslo am botezat al doilea copilaș într-o familie bine credincioasă de tineri din comunitatea noastră eucharistică. Preiubiții mei, este un mare dar să îi îmbrăcăm pe toți cei neîmbrăcați în Hristos, mai întâi în taina Sfântului Botez. Și cei mici și cei mari să crească duhovnicește, să crească minunat, aici, în Biserica Slavei. Iar noi le suntem alături, iar Maica Domnului ne acopere sub acoperământul ei alinător și tămăduitor. Aici, în acest Sfânt Lăcaș, se cinstește și icoana preasfinte născătoare de Dumnezeu, tămăduitoarea cu toții primim aici, în biserică, care este spitalul duhovnicesc, tămăduire sufletească și trupească. După Sfânta Liturghie, preasfințitul Părinte Macarie a oferit tuturor copiilor daruri. Zilele următoare, ierarhul va vizita și celelalte comunități din regatul Danemarcei.